O nouă categorie de salariați din România va putea ieși la pensie după doar 25 de ani de muncă dacă vor îndeplini câteva condiții. Cine sunt așadar românii care vor putea ieși mai devreme la pensie? Potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat, românii care au avut activități încadrate în grupa 1 sau a 2 de muncă în anumite unități s-ar putea pensiona mai devreme. Proiectul de lege depus la Senat urmărește modificarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât o nouă categorie să apară în lista locurilor de muncă cu condiții speciale. Astfel, în categoria locurilor de muncă în condiții speciale vor fi încadrate și activitățile de desfășurate de muncitorii și personalul tehnic-operativ pe întreg teritoriul unităților din subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, cu profil chimie și petrochimie încadrate în grupele 1 și a 2 de muncă, potrivit legislației anterioare. În plus, prin proiectul de lege se stabilește că va fi asimilată stadiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care angajații au desfășurat activități la locurile de muncă încadrate în grupele 1 sau a doua de muncă, potrivit vechii legislații aflate în fabricile cu profil chimie și petrochimie. Astfel, pentru angajații care au lucrat în industria chimică sau petrochimică, reducerea vârstei standard de pensionare va fi de 13 ani, în timp ce stagiul complet de cotizare este stabilit la 25 de ani, relatează playtech.ro.